a fuma zilnic, a nu ține cont de ce mănânci, a nu face mișcare, a nu avea grijă de sănătatea ta și de un control periodic, e un mod de viață perfect, în ghilimele, ca să trăiești vreo 40 de ani. Vrei mai mult? Trebuie să faci mai mult și să începi de cât mai devreme. Prof, începând de anul ăsta, a decis să intre și pe partea de prevenție. Acest program face parte dintr-o pălărie mai mare, cea de responsabilitate socială. Credem că avem și o obligație morală să aducem ceva comunității din care facem parte. Fumatul este o boală. Orice prevenție trebuie să debuteze cu o ofertă generoasă de întrerupere, de consiliere a fumătorului. Acest program antifumat este un prim pas în demersurile pe care compania Profil le face pentru îmbunătățirea stării de sănătate a angajaților noștri și nu numai. Încurajăm o parte din angajații Profi care vor să se lasă de fumat, îi încurajăm și îi sprijinim să se lasă de fumat. Sigur, și zona pragmatică, un angajat sănătos poate să îți aducă un aport mai consistent, dar cred că este în primul rând o chestiune socială, o chestiune umană. Da, reacția a venit imediat, instant au venit. Eu vreau, eu mă bag. Deci au intrat cu elan. În momentul în care am avut discuția aia atunci toți în sală, am făcut un declic, într-adevăr. Dacă nu era programul, poate mai amânam, mi-a trebuit cireașa de pe tort. Ne explica ceva ce știam, dar nu știu. Atunci a fost momentul când la mine a fost clicul. Aia a fost imboldul. Am socotit că trebuie să pun punct la un moment dat. Întotdeauna m-am gândit la chestia asta, că trebuie să pun punct acestui lucru. Eram convins că e nociv. Acum 2 ani am avut o invitație și o motivație foarte puternică, datorată fiului meu, pentru faptul că, el mi-a scris pe pachetul de țigări câteva cuvinte, cum că eu sunt unic și el are nevoie de mine. Nu o să fiu niciodată un nefumător, o să fiu un fumător care s-a lăsat de fumat. Încă mi-e greu. Chiar dacă mai am doar câteva zile și fac 3 luni, recunosc, fumător fiind de 30 de ani aproape fumez, încă pot să spun că mi-e greu. De fapt, e sevrajul ăla de care spunea toată lumea, n-am știut ce înseamnă un sevraj. Îmi dau seama acum cât e de rău ca drog. E un drog, efectiv. Niciodată nu mi-am propus să mă las de fumat. Știam că nu-i bine, că nu-i sănătos, că... Dar am zis că mie îmi place să fumez. Și de asta fumez, pentru că îmi place. Aș minți să spun că n-am câte un chef acum să mai trag o țigară, vai de mine. Ba da, dar mă pot abține. Mă pot abține, ceea ce e o chestie super. Cu atât mai mult cu cât la mine în casă mai fumează soțul și soacra mea. Dacă vrei, poți. Și colegele mele toate din birou s-au lăsat, ne-am lăsat deodată. Și acum îmi spun, măi, eu sunt mândră de mine, dar de tine sunt și mai mândră. Mândru? Încă nu pot să zic că sunt mândru, că nu pot zic că am reușit. Sunt foarte bucuros că m-am lăsat. Toată lumea a spus întotdeauna că e o chestie de voință. Am vrut să-mi probez și eu. Da, și vă pot spune acum, așa este o chestie pur de voință. Banii care îi fumam înainte îi pun într-o pușculiță. În fiecare zi, când ajung acasă, îmi pun 15 lei în pușculiță. Acum, când văd câți bani, de fapt, se adună, este o mică bucurie. Eu în fiecare lună mă recompensez. Luna asta mi-a luat deja, mi-a luat cercei. Aștept oricum mare, mare să primesc bicicleta de la Profi. O să mă prim cu bicicleta. Fiul meu trebuie să primească o bicicletă. Ne așezăm pe o pistă cum e asta, duce până la granița cu Serbia. Așa ne-am propus. Ne dorim ca toți participanții la acest program să-și atingă scopul și să aprecieze că am fost un mic punct care le-a schimbat stilul de viață. Și foarte important să nu reia. Nu aș fi reușit fără ajutor. Dacă n-ar fi fost programul fără fumuri, clar n-aș fi reușit. Nu am auzit încă alte companii să facă așa ceva. Chiar nu am auzit. Nu te-a apucat de fumat. Te-a apucat foarte ușor. De lăsat greu. Pentru cei care vor să trăiască mai sănătos și, în general, pentru oricine vrea să-și finalizeze un obiectiv, sunt două lucruri critice. Unul este să înceapă și doi este să termine. Dacă n-am reușit până acum, nu este prea bine. Dar momentul cel mai bun ca să schimbăm ceva este secunda următoare.